Diabetul zaharat este o boală cronică care este tot mai frecventă actualmente, caracterizată prin hiperglicemie. Deci crește glicemia în sânge. Ca și simptome clinice, ea are semne numai când boala este avansată. Deci ea poate să evolueze latent câțiva ani, mai ales la persoanele adulte. Aș recomanda tuturor persoanelor cu factori de risc, respectiv persoane obeze sau care au diabet zaharat în familie sau femeile care au născut, de exemplu, un făt mare peste 4 kg sau persoanele care au boală cardiovasculară, respectiv hipertensiune, infarct sau au avut un atac cerebral, neapărat să-și facă periodic și glicemia. Diabetul de tip 1 este un diabet zaharat care apare la persoane tinere, la copii, la tineri, adolescenți, la persoane până în 30-35 de ani. Frecvența lui este mult mai mică, numai 5-8% dintre diabetici au diabet de tip 1. Și ca și cauză a diabetului zaharat, în tip 1 sunt factori genetici, imunologici, care intervin în distrucția celulei beta care secretă insulină. Totdeauna trebuie făcut în 90-95% din cazuri, trebuie să facă insulină și sunt dependenți de insulină toată viața. Față de diabetul zaharat de tip 2, care apare la adult, la persoanele adulte, după 40 de ani, și crește odată cu vârsta, deci după 50 de ani, 60 de ani, se dublează cifra pacienților, a procentului celor care au diabet zaharat, în tipul 2 intervin alți factori. De obicei, sunt, spuneam, persoane adulte, obeze sau supraponderale, au ereditate, eventual mai este o rudă cu diabet zaharat și, concomitent, au și alte perturbări metabolice, să zicem, au un colesterol mai mare, au hipertensiune, au acid uric mai mare și atunci și glicemia crescută, care se tratează la început cu dietă și pastile, să zicem, tablete, dar de multe ori și diabetul de tip 2 poate să necesite insulinoterapie. Un pacient cu diabetic toată viața trebuie să țină o anumită dietă, în sensul că el evită dulciurile sau le scoate complet dulciurile concentrate, își măsoară cantitatea de glucide pe care o mănâncă, de pâine, de făinoase, de cereale în general, de lactate, fructe și așa mai departe, să-și măsoare permanent și glicemia. Pentru cei care fac insulină, sigur, au această problemă că trebuie să-și injecteze insulina de 2, 3, uneori de 4 ori pe zi. Ceilalți, la fel, trebuie să-și ia medicația tot timpul vieții. Pacientul diabetic trebuie educat, trebuie să cunoască foarte multe lucruri despre alimentația lui, despre tratament, despre posibilele complicații, despre apariția primelor complicații și controlele periodice care trebuie să le facă să nu-i apară complicațiile. Și atunci, fiind instruit, pacientul diabetic, la un anumit interval de timp și mai ales când boala are 10 ani de evoluție, trebuie să-și facă anumite analize pentru că apar complicații de tipul afectare oculară, afectare renală, îi afectează vasele mici și face această microangiopatie la nivelul ochiului, retinopatia diabetică sau la nivelul rinichiului, nefropatia diabetică și, concomitent, îi afectează vasele mari, arterele mari și respectiv ăsta e un proces care e similar cu procesul de ateroscleroză, deci îi afectează vasele cerebrale și poate să facă atac cerebral, îi afectează vasele coronariene și poate să facă infarct miocardic, angină pectorală, diverse forme de boală cardiovasculară coronariană sau îi afectează arterele mari de la membrele inferioare și apare așa zisa arteriopatie diabetică care se complică în faze avansate cu gangrena. De multe ori, din păcate, pacienții diabetici ajung să aibă amputații. Dacă ne ferim de boli printr-un stil de viață sănătos, să nu fim obezi, să nu facem abuz de dulciuri, de grăsimi, mișcarea iar ar face parte din viața sănătoasă, consum adecvat de lichide și fumatul scos cu desăvârșire, iar după 40 de ani, dacă îi apar simptome, să nu mai aștepte până vine în comă diabetică, ci să prezinte la medic.